părinți, dragi elevi, distinse cadre didactice, vă urez bine ați venit în, așa este, în județul Argeș, în municipiul Pitești, un municipiu care, de exemplu, găzduiește două universități importante ale mediului academic național, cu care ne mândrim, un județ Argeș care, cu subiectivism, dar cred că și cu un mare dram de realism, vă pot afirma că este cel mai frumos județ al țării. Nu o spun doar din gură, ci vă invit să îi treceți pragul, să îi treceți potecile. Ar trebui remarcat, dacă vreți, faptul și că 7 din cele mai înalte vârfuri montane de peste 2500 de metri ale țării sunt în județul Argeș. Lucrul ăsta ar trebui să fie un imbolc pentru fiecare dintre noastre, la care se adaugă și, bineînțeles, frumusețea dealurilor și a câmpiilor noastre. Dincolo de aceste lucruri, vă felicit pentru că ați ajuns în această etapă importantă a vieții dumneavoastră de elevi. Sunt convins că pentru mare parte dintre dumneavoastră lucrurile nu se vor opri aici, ci continuă sau vor continua să fie un imbolc pentru a vă... eu știu, vă întipări pe mai departe pasiunea pentru, iată, pentru geografie și pentru știință în general. E un lucru bun, vă încurajez să continuați, pentru că nu e așa, perseverența este un atribut al tinereții și lucrul acesta vă dă dreptul să sperați. Încă o dată, în numele Consiliului Județean, vă mulțumesc pentru prezența noastră aici. Sunt convins că onor colegii noștri de la Inspectoratul Școlar Județean și ceilalți colegi implicați în organizare vor fi bune gazde, iar lucrurile vor sta așa cum trebuie. Succes tuturor! Permiteți-mi să mă alătur cu cele mai călduroase mulțumiri tuturor celor care au contribuit, sponsori, pe de o parte, pe de altă parte, autoritățile publice locale și județene, care au înțeles cumva în momentul acesta onorant pentru noi Pitești și deopotrivă județul Argeș. Și aici trebuie să spunem și să-i dăm cezarului ceea cezarului, trebuie să spunem de Consiliul Județean Argeș, care îi mulțumesc, Primăria Municipiului Pitești, Prefectura Județului Argeș, societățile Consiliului Local care au contribuit cu sponsorizări și nu numai. Dar cel mai important și pentru mine rămâne un lucru extrem de important, vreau să mulțumesc echipei mele de la ISJ. Sper că aveți condiții bune. Dar dacă totuși pe parcursul șederii noastre sunt, eu știu, inconveniente, mici probleme, care pot apărea evident, nu sunteți puțini la Pitești, vă rog să ne aduceți la cunoștință. Campionii de mâine, secreți de astăzi, este una din lozincile pe care le spun tuturor colegilor mei. Așa că sperăm ca prin acțiunea care a debutat astăzi cu proba scrisă, teoretică a voastră și cu acțiunea de deschidere oficială să însămânțăm acea sămânță pentru viitorul nostru al tuturor. Un alt mesaj din partea domnului primar se adresează stimatelor cadre didactice, un mesaj de mulțumire și de apreciere pentru dumneavoastră, pentru efortul făcut.